după ce ți-ai dat seama că ai făcut ceva rău, nu căuta vinovați ca să pară bine. Nu căuta să ascunzi probele. Se spunea, lasă naftalină, lasă preșul, lasă ascunzișurile, nu-l mai ucideți pe m Am întrebat de ce ori o trebuie să moară. Ce vină au avut orii. Nici o vină. Că sunt sfinți care uneori sunt călcați în picioare pentru o vreme. Dar să știți că Dumnezeu e drept. Dumnezeu e sfânt. Dumnezeu e curat. Și dacă în această seară, în timp ce ești acolo unde te afli, recunoști că te simți deconectată, deconectat de la prezența lui Dumnezeu. Deci cer mai întâi să faci un semn cu mâna ridicată și să zici, Doamne, vreau să-mi prinzi mâna. Stai cu mâna ridicată în prezența lui Dumnezeu. Vreau, Doamne, ca să intri din nou în viața mea, ca să intri în sufletul meu, în interiorul meu, Doamne. Coboară peste viața mea. Problema ta spirituală nu o rezolvă nimeni. Niciun preot, niciun prelat, niciun cult religios. Problema ta spirituală o rezolvă unul singur. Iisus Hristos este numele Lui. El și astăzi iartă păcatele. Și pentru tine există șansa în seara aceasta să te reconectezi cu Domnul Isus Hristos prin credință. Sângele Domnului are putere de eliberare, poate ai venit pentru prima dată locul acesta, poate ai venit din curiozitate, poate ai venit ca un gest așa frumos, răspuns la o invitație civilizată sau civilizată, să știi că Dumnezeu te-a adus aici. Dumnezeu în locul acesta pentru că Dumnezeu vrea să-ți ierte păcatele. Dumnezeu vrea să te elibereze, vrea să te smulgă din starea ta. Eu nu sunt neapărat Nathan în seara asta, chiar dacă l-a folosit Dumnezeu ca un proroc pe fratele Alin. Am să spun ceva, Isus Hristos este prezent în locul acesta. Isus Hristos și astăzi iartă păcatele. Dacă vrei să ridici o mână să spui, da, vreau și o reconectare, vreau și o prezență a Domnului. Ridică mâna dreaptă în fața lui Dumnezeu și zic, Doamne, ai milă de viața mea, ai milă de sufletul meu, ai milă de falimentele mele. Ai milă de căderile mele spirituale, ai milă din succesul din casa mea, ai milă de atacurile demonice care se înconjoară în jurul cortului tău. În numele Lui Iisus există putere de eliberare. Aleluia Domnului Iisus Hristos, Spre cantara mea veras. Există putere în numele Domnului. În seara aceasta Hristos vrea să te elibereze, vrea să rupă legăturile păcatului din viața ta. Vrea nu doar să zici că am păcătuit, ci să repare relațiile, să smulgi din rădăcină păcatul din viața ta ta, să scoți tot răul din interiorul casei tale De ce să moară cineva din casa ta Pentru că tu rămâi blocat Și nu vrei să te pocăiești Rămâi blocată și nu vrei să te smerești Nu vrei să te întorci din toată inima ta De ce să mergi și să conduci pe ultimul drum Pe cineva drag Pentru că nu vrei să te smerești Nu vrei să te pocăiești Nu-l mai omorâ pe urie Smerește-te și lasă lucrarea Domnului Să se deruleze după planul lui Dumnezeu Simți să spun dacă ai nevoie specială